publicitate și vă spun că este timpul să aflăm acum lista zilelor cu impact pentru 2024. Așa că acum, în legătură directă, este cu noi Adina Timofte, specialist în numerologie. Bună dimineața, Adina! Bună dimineața, Adina! Bună dimineața, vă îmbrățișez la mulți ani pentru nouă ani, să fie cu prosperitate, cu iubire și cu eliminarea bagajelor karmice. Pentru că, într-adevăr, în 2024 trebuie să conștientizăm că este vorba despre o încărcătură karmică. A venit timpul să rupem acele contracte karmice. Pentru fiecare zodie în parte, fiecare contract este diferit, fiecare bagaj este diferit. Trebuie să înțelegem că 2024 este despre bogăție, despre bani, despre putere, despre succes. Dar ne place ce auzim, da, da. Dar pentru a ajunge la aceste minunății, trebuie să înțelegem că trebuie să facem o igienizare a sufletului, o igienizare a bagajelor karmice, o curățare, o vindecare. Știți cum e? Bogăția materială este mult mai împlinitoare dacă bogăția spirituală și a sufletului este acolo unde trebuie să fie. Este foarte clar, trebuie să ascultăm de tine. Așa că suntem numai ochi și urechi. Hai să începem cu prima zodie. Da, exact, o să trec la prima zodie. Pentru berbec este foarte important pentru ei să meargă către partea secretă a lor, către sinele lor acel întunecat, pentru că fiecare dintre noi avem și partea luminoasă și partea întunecată. Ei au obligația să-și găsească talentul divin, să-și găsească sensul vieții, pentru că acestea sunt instrumentele cu care ei pot să se îmbogățească și să atragă mai mulți bani în 2024. Dacă nu fac chestiunea asta, ce se poate întâmpla cu berbeci în 2024? Pot efectiv să-și creeze dușman din iad, pot avea căderi din situații neașteptate. Vedeți cât de important este curățarea acestor bagaje karmice și identificarea lor. Ne pune la extreme. Fie îți merge foarte bine, fie îți merge foarte rău. Pentru că despre asta este vorba când vorbim de anul 2024, dacă îl adunăm, ajungem la 8. Secrete pot afla berbeci în 2024, pot fi secrete pe placul lor sau secrete care îi pot dăuna. Cifrele cu impact, aceste cifre, aceste numere despre care voi vorbi și inițialele pe care le voi spune pentru fiecare zodie în parte, fiecare zodie să înțeleagă că pot fi zile de naștere, luni din an, numere de apartament, cu siguranță pentru fiecare zodie în parte va face sens la un moment dat pentru ei. Bineînțeles, într-o analiză personalizată se știe că sunt cu totul și cu totul alte informații. Pentru berbec, numerele, cifrele cu impact sunt 1, 6, 9, 18, iar persoanele, de exemplu, literele cu care se pot întâlni în 2024 și pot reprezenta inițiale de nume și prenume, nume de orașe, numele societății la care lucrez, este litera N, litera B și litera U. Trecem la Taur. Pentru Taur, bagajele karmice care trebuie eliminate pentru a atrage prosperitatea și banii în 2024, la ei este vorba despre relațiile karmice din jurul lor, da? Adică să vadă, se înțelege cu mami, se înțelege cu tati, se înțelege cu colaboratorul, cu șeful, cu vecinul, trebuie să identifice. Am mai spus ce înseamnă relații karmice, cei care nu știu ce înseamnă, să meargă pe Adina Timofte, numerolog, și să vadă exact ce înseamnă o relație karmică. Ei, dacă, de exemplu, își rezolvă aceste bagaje karmice, pot atrage persoane foarte importante care reprezintă, practic, baza pentru următorii ani, pentru a-i ajuta și pentru în 2024 să atragă bani. Ei pot intra, Taurii, de exemplu, în grupuri, în colaborări care îi va duce către succes. Cifrele, numerele care, repet, pot reprezenta zile de naștere, număr de apartament, lună din an. Bineînțeles, la Taur, de exemplu, am și ziua și numărul 24, nu are cum să fie vorba de lună. Este vorba despre 2, 6, 8, 24, iar inițialele, literele sunt A, O, M sau T. Repet, de exemplu, Taurul poate să întâlnească cu o persoană cu numele Adina, care îl poate propulsa într-o direcție sau alta. Hai să trecem și la Gemeni.
Dacă vorbim de gemeni, vorbim despre karma care vine din direcția carierei, a succesului, a renumelui. Așadar, dacă sunt anumiți gemeni care știu că, nu știu, au avut un conflict din acest punct de vedere cu cineva sau au sabotat pe cineva, sau au blocat pe cineva, să încerce să-și curețe aceste bagaje karmice, pentru că ei vor păți ce au făcut la rândul lor altora din acest punct de vedere. Dacă își au gemeni au fost conștiincioși și au curățat deja aceste bagaje karmice, ei pot ajunge să aibă o carieră de succes, să-și câștige mai mult renume. Cifrele sunt 3, 5, 6, 15, iar inițialele D, litera D, litera L și litera S. Și relația cu mama de la gemeni este foarte importantă. Să elimine bagajele karmice. Când vorbim de rag, vorbim de karma ce vine din psihic, da? Deci efectiv din 2023 se simt din altă lume, nu se mai înțelege cu absolut nimeni, trebuie să rezolve karma trecutului. Dacă rezolvă acest lucru, bagajele ce țin de karma trecutului, pot avea succes, se pot muta în străinătate, pot avea joburi în străinătate, pot întâlni oameni din străinătate sau străini din România care îi ajută. Adina, cifrele haideți sunt să trecem 2, și... da, 4, 6, 7, 21, iar inițialele AFR. Când vorbim de leu, vorbim de karma financiară. Ei trebuie să treacă prin programe pentru eliminarea bagajelor financiare pentru a atrage bani. Ca și cifre, vorbim despre 1, 8, 9, 17, iar inițialele D, S sau M. Pentru fecioare, fecioara trebuie să-și rezolve bagajele karmice din iubire. Dacă am un soț, dacă vreau un partener, trebuie să identifice de unde vin blocajele și vor avea bani în 2024, ca și cifre 2, 5, 6, 11, iar inițialele J, O sau P. Pentru balanță, este la ei karma lovește pe muncă și sănătate. Este obligația balanțelor să identifice bagajele karmice din această direcție și să rezolve. Dacă nu le rezolvă, pot suferi de o boală, pot atrage multe lucruri nefaste din acest punct de vedere pe muncă și pe sănătate. Cifrele pentru el, numerele pentru balanțe 3, 5, 8, 9, 27, iar inițiale R, S sau T. Pentru scorpioni, la ei este vorba despre karma ce ține de tatăl scorpionului. Vor fi scorpioni care vor spune: tatăl meu nu mai trăiește, nu contează, noi putem rupe contracte karmice cu persoane care nu mai sunt lângă noi. În general, partea bărbătească, da? Scorpionii, de exemplu, femeile scorpion pot rămâne însărcinate dacă rezolvă aceste bagaje karmice. Cifrele 4, 6, 9, 8, 22, iar inițialele I, N sau T. Pentru cei care au intrat mai târziu, pot intra pe pagina mea de Facebook, Adina Timofte Numerolog, și vor găsi aceste lucruri pe rețelele mele de socializare. Pentru săgetător, la săgetător este vorba de bagajele karmice în relația cu mama și relația cu tatăl și familia în general. Dacă rezolvă aceste bagaje karmice, atrag banii de care au nevoie, mai ales că văd aici la săgetători că ei au probleme încă din copilărie pe partea asta a banilor, pentru că au fost constrâși sau limitați sau au avut o traumă din acest punct de vedere. Pentru ei cifrele sunt 3, 5, 7 sau 14, care pot reprezenta zile de naștere, numărul apartament și luni din an și inițialele B, D sau F. Pentru capricorn, la capricorn este vorba de comunicare. Cum comunici, cam așa îți vin și banii. Dacă reușești să elimini bagajele karmice din punctul ăsta de vedere, și relația cu frații și surorile sunt foarte importante, adică să elimine karma dacă există în această direcție. Pentru ei cifrele sunt 4, 5, 7, 8 sau 14, iar inițialele C, I sau B. Pentru vărsător, la vărsător vorbim despre karma chiar din direcția banilor, exact ca și la lei. În schimb, aici este vorba de banii personali, de valorile personale. Așadar, dacă știi că în trecut au existat anumite limitări în ceea ce tu, cum te raportezi la bani, dacă consideri că cultura financiară, educația financiară nu este tocmai sănătoasă, dacă consideri că ai fost înșelat și de atunci ai ceva în legătură cu direcția asta, încearcă să-ți elimini bagajele karmice, pentru că poți avea efectiv foarte mult succes. Dacă nu, poți pierde bani, poți pierde aur, argint, metale și chiar bunuri personale. Aici vorbim despre cifre 2, 4, 6 sau 8 sau inițialele, literele I, M sau R.
Aoleu, pești, la ei este vorba despre karmă din toate sectoarele, pentru că Saturn e în pești, cum știm, din 2023, din martie, și pe ei zdruncină. Peștii ar trebui să o ia în serios, pentru că dacă nu parcurg acești pași de eliminare a bagajelor karmice, dacă nu identifică, dacă nu își soluționează aceste contracte karmice, ei vor ieși din anul 2026 foarte zguduiți. Și da, am zis bine 2026, pentru că această karmă ne va zăpăci până în 2026. De asta este important. Anul 2024 este un an cheie pentru fiecare dintre noi. Vor fi schimbări majore, atât la nivel personal, cât și colectiv. Așadar, ca să nu ne mai plângem, ascultați o blondă, ascultați pe ce numerolog și astrolog vreți chiar voi și treceți la treabă. Pentru pești, cifrele sunt 7, 9, 14 și 18, iar inițialele A, C sau D. Mulțumim mult de tot! Mulțumim, Adina! Foarte important să notăm toate aceste detalii, pentru că, da, uite, se pare că vom trage mult dacă nu ascultăm de tine. Eu personal o să intru și pe pagina ei, să nu mai uit odată. Mulțumim frumos!